Bine ne revedem, oameni frumoși, iubitori de neam și de cântec. Dragi telespectatorii, mă plimb neobosită prin țară și îmi dau întâlnire cu acești oameni minunați, îndrăgiți interpreți, care se întrec prin vocile dânșilor aparte, precum păsările care ne ciripesc din codrii care ne înconjoară țara. Dragi telespectatorii, am poposit la Târgul Mureș, unde suntem găzduiți la o locație extrem de frumoasă, Hotel Agora. Mulțumesc gazdelor și vă recomand și dumneavoastră, atunci când aveți nevoie de o cazare, dar și o sală de evenimente. Iată, prin cântec care vine de la glia pământului, omul iubitor de folclor cânta și își alina dorurile, tristețea de zi cu zi. Cântecul este un bulgăre de aur, izvorând din sufletul omului, care, iată, străbate peste hotare și aduce bucurie ascultătorului. Așadar, de aici, de pe Valea Mureșului, care duce în val dorurile noastre, iată interpreți binecuvântați de Tatăl Ceresc, vin în fața dumneavoastră să vă aducă voie bună. Vă prezint, dragi telespectatori, acești oameni minunați, aici lângă mine, Vasile Luca, care vine de la Sighișoara, are un repertoriu bogat de cântece patriotice și religioase. Domnul Vasile Luca, vă mulțumesc că sunteți aici de față prezent. Ați fost și la lansarea cărții mele la Cluj și mi-ați încântat și acolo. Da, vroiam să vă spun că da, a fost un privilegiu să fiu la Cluj odată cu lansarea cărții dumneavoastră, Stropi de credință din dar dumnezeiesc. Am vrut chiar să remarc această grijă pe care o purtați cuvântului îndumnezeit, v-ați apropiat prin vers cu atâta frumusețe și cu atâta dragoste Tatăl Ceresc și nu numai, pentru că în carte sunt viețile multor sfinți, sunt lucruri care chiar m-au uimit. Deși sunt cititor de Biblie și am studiat-o, dar cartea te ajută foarte mult să vezi viețile sfinților, să vezi martiriul lor, să vezi dragostea arătată Tatălui Ceresc și a lui Fiu. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că mă uimiți prin felul dumneavoastră de a vă apropia de cântecul doinit, de cântecul românesc. Aveți acel drag care îngemânează parcă sufletul românului din orice parte al țării, gândindu-mă că străbateți cu atâta dragoste și cu atâta patos drumurile țării în toate regiunile, începând de la Maramureș și terminând cu Constanța, terminând Timișoara și Moldova, și vă văd înconjurată cu atâta drag de atâți interpreți și mai mult de atât, vă văd că apropiați de cântecul românesc, oameni care n-au veletăți, mai știu, atât de mari încât să-i vedem pe scenele atâtor spectacole. Cum, de fapt, sunt și eu. M-am apropiat de cântec dat fiind faptul că am avut părinți care le-au plăcut cântecul, s-au apropiat cu acea dragoste nețărmurită, nu numai de cântec, dar și de obicei, de strai românesc. Și lucrul acesta, văzându-vă dragostea, auzindu-vă cântecul, m-a făcut cu adevărat să mă simt extraordinar în familia aceasta mare, care dumneata o aduni în jurul atâtor emisiuni. Și chiar asta vreau să fac, să vă mulțumesc pentru că m-ați cooptat și pe mine în această frățietate care chiar mă copreșește. Că să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să mergeți mai departe, să duceți acest dar, acest drag și să apropiați așa cum vă văd eu,
oameni frumoși care au în suflet acea sămânță nepieritoare al dragostei pentru neauș românesc. Mergem mai departe, vă mulțumesc din suflet. Aici avem o doamnă care, iată, a pășit pe drumul cântecului din dragoste de tradiție, din dragoste de cântec și are o voce specială și mă bucur că, iată, a avut curaj să intre în lumea cântecului. Adriana Bucur. Bună ziua, doamna Eugenia, și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Eu vin cu drag când mă chemați și vă mulțumesc pentru asta, că mă faceți să mă simt specială, să zic, la emisiunea dumneavoastră, având în vedere că nu am participat niciodată, pot să zic, la asemenea emisiuni. Pentru asta vă mulțumesc. Adriana, dragă, ești specială pentru că, mulțumesc, iată, faci parte din lumea binecuvântată de Dumnezeu pentru a încânta lumea care ne ascultă. Și mi-am dorit întotdeauna ca să ajung să fac ceea ce fac acum, adică să cânt. Când eram mică îmi plăcea opera și cântam în baie și cântam când aveam ocazia să nu mă audă nimeni pentru că eram timidă. Am înțeles, tu ai și două fiice care sunt mari. Una este căsătorită, una urmează, probabil o să fie bine. Da, sunt o mamă împlinită, pot să zic, și acum și mai împlinită, pentru că fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Și uitați, am ajuns și în emisiuni datorită. Foarte frumos. Spuneai că ai emoții pentru a intra într-o emisiune, dar aici, lângă oameni buni, n-ai de ce să ai emoții niciodată. Da, deci pentru mine sunt constructive. Da, pentru că nu ai fost la lansarea cărții mele, nu s-au putut să invit pe toată lumea, așa că sunteți și mai departe, iată, de orașul meu. Ți-am dăruit această carte, să o arătăm dragilor telespectatori, unde sper ca Dumnezeu să reverse acești stropi de credință în inima ta și să dea și roade. Da, să se înmulțească acești stropi cu dragoste către Dumnezeu. Când ne mai întâlnim, am să vă și reproduc câteva ca să vedeți că am citit-o totuși, nu numai că zic așa. Foarte bine. Da, vă mulțumesc oricum pentru invitație și mă aștept să mă mai chemați dacă mai veniți. Cu drag. Cu drag. Țara asta este atât de frumoasă și de mare încât nu ajung atât de des într-o zonă. Dar mă străduiesc cât mă țin puterile și mă ține bunul Dumnezeu cu sănătate să pot să fac lucruri frumoase pentru acest popor grăitor, pentru că îmi iubesc țara asta, iubesc pe toți oamenii din ea, de la mic la mare. Mergem mai departe la un alt interpret îndrăgit în Sighișoara, iată, interpretul nostru este plin de voie bună. Niciodată nu-l vezi trist. A participat și dânsul Mihai Șuteu la lansarea cărții mele și îți mulțumesc, Mihai. Și ce să zic, este un om printre oameni, un exemplu în societate și ne dai atâta voie bună când te întâlnim și uităm pur și simplu, chiar dacă avem noi diferite necazuri, dar când te vedem pe tine am uitat de toate. Cred că de așa părut, nu știu, cred că pentru asta m-am părut. Dați-mi voie la început să vă spun sărut mâna dumneavoastră, salut cu respect telespectatorii dumneavoastră și să vă spun bine ați venit la Târgu Mureș. Mulțumesc! Sper că vă place locația și sper să mai veniți. În al doilea rând vreau să vă mulțumesc pentru că vă faceți timp să promovați folclorul și tradițiile poporului român, un lucru deosebit de important pentru că atât mai avem să ne ținem uniți. Poporul român a trăit prin cântec. De la naștere până la moarte este însoțit de un anumit soi de cântec în funcție de etapele vieții. Dumneavoastră scoateți în evidență și ne bucurăm pentru asta și ne bucurăm că mulțumesc. Toată emisiunea asta e în apropierea zilei de 8 martie. Vreau să pun îngerilor de pe pământ, astea sunt femeile, pentru că sunt singurele care aduc viață. Vreau să le spun tuturor la mulți ani, să fie fericite, să aibă parte de tot ceea ce își doresc.
în viață și să n-aibă niciodată parte de lacrimi, doar de lacrimi de fericire. Ce frumos! Foarte bine! Să asculte Dumnezeu aceste cuvinte care știu că izvorăsc din inima ta mare. Da, din tot sufletul meu pentru toate femeile din țara asta. Mulțumesc! Mulțumesc eu în schimbul celor care ne privesc pentru că nu pot să-ți mulțumească personal. Mergem mai departe la o altă doamnă de la Sighișoara. Iată, eu iubesc pe acești sighișoreni dragi ai sufletului meu, Natalița Vataman. Mulțumesc, doamna Eugenia, că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Asta a treia oară. Sunteți superbă, un om deosebit. Mulțumim frumos. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă poarte cu bine, cu mare drag tot timpul când mă invitați. Cu drag. Să știți că am fost la multe emisiuni, dar ca dumneavoastră, un om deosebit. Mulțumim frumos. Mergem mai departe la domnul Nicu Poșta. Un îndrăgit interpret în zona Sighișoara. Iată, strălucește pe scena cântecului, are un repertoriu foarte bogat de doine, de cântece de joc. Și Nicu dragă, la fel și Natalia, pentru că ați lipsit de la lansarea cărții mele, v-am dăruit la fiecare câte o carte și sper ca aceste cuvinte din cartea mea să vă lumineze sufletul, să vă lumineze viața și de ce nu să vă arate calea spre Dumnezeu? Mulțumesc pentru darul primit. Vă spun bine, ați revenit în zona noastră a Târnavelor și în zona Mureșului, pentru că acum ne aflăm la Mureș. Ori de câte ori am prilejul de a fi alături de iubitorii cântecului popular, care, după câte am aflat, sunt din ce în ce mai mulți. Așa este. Emisiune, deci, din surse sigure știu că ratingul a crescut pe secțiunea de folclor, ceea ce ne spune foarte mult într-o lume în care vedeți că, așa cum a spus și un antevorbitor de-a meu, iese în evidență tot felul de genuri, dar folclorul autentic și rădăcinile noastre, acolo unde sunt exprimate, iată că publicul răspunde cu iubire. Și pentru că suntem într-o lună atât de frumoasă în apropierea unei sărbători, cea a Zilei Femeii, și primind această carte, dați-mi voie o strofă dintr-o... Mă rog, îmi face mare plăcere. Spune așa, draga noastră Eugenia Ignat, în strop de credință, din dar dumnezeiesc, ne-a unit iubirea cu desăvârșire. Să împletim în viață numai fericire prin iubire și credință, să avem bucurie pe pământ și în ceruri, să fie o veșnicie. E atât de frumos și, după câte îmi dau seama, este un dar pentru toți cei care iubesc cuvântul de suflet, cuvântul legat de credință, de frumos, de adevăr, de tradiții, de rădăcini. Am văzut câteva lucruri scrise din biografie de, legate de satul natal, de rădăcini, de, foarte frumos. Dar, nu mai spun că mi-a plăcut foarte mult faptul că la început, imagine cu, în costumul popular, bineînțeles și începutul și sfârșitul este tot în costum popular. Și atât de frumos este scris în postfața, să zic așa, cărții, Dumnezeu să pogoare asupra noastră multe daruri cerești. Este minunat. Eu vreau să-mi cer scuze, nu am putut, mi-aș fi dorit la Cluj. E un eveniment deosebit de important și, nu în ultimul rând, faptul că acolo sunt legat de clujenii mei. Eu iubesc foarte mult Clujul și vă spun și de ce. Am lucrat 3 ani de zile la una dintre cele mai mari fabrici și de tradiție. Înainte de a fi psiholog și profesor de muzică, am lucrat în mobilă ca și inginer în acea fabrică. Doar așa o întâmplare scurtă o să vă povestesc. Eu nu vreau să spun că mă ocup de muzică. Și domnul maestru Temistocle Popa Fiei Țărâna Ușoară s-a dus în radio la o emisiune, m-a prezentat și a difuzat un cântec chiar din creația dânsului. A compus un cântec pentru mine, am realizat acel cântec, m-a prezentat a doua zi la
servici în fabrică, mergând și făcând un rondul printre muncitori să verific producția. S-a oprit unul dintre muncitori mai în vârstă și zice: domnul inginer, nu vreți să ne spuneți, dar noi am auzit emisiunea. Care emisiune eu? Emisiunea de aseară a vorbit despre dumneavoastră, maestru Temistocle Pop, atât de frumos. Mi-a fost mentor, atât de mult l-am iubit, i-am iubit profesionalismul, calmul, echilibru. Este o ediție de colecție, Testamentul iubirii, cântece de dragoste, dedicate genului frumos, deci celor care întruchipează frumosul și dragostea de zi cu zi, atât în prefață, cât și partea din spate a CD-ului, atât de frumos prezentată. M-am bucurat de o prefață a renumitului prezentator Octavian Ursulescu, care a scris foarte frumos despre mine în acest material. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și celor aici prezenți, pentru că și ei la rândul lor au transmis o emoție deosebită. O am alături pe prietena noastră, Natalisa Vataman, premiată la, uite, spun eu, ea a fost premiată la festivalul Datin, la una dintre ediții, în juriu fiind Eugenia Barbu, mare realizator de emisiuni folclorice, nu mai este, acum ești în pensie, dar a fost premiată la secțiunea interpretare pentru tot cea, pentru toată apariția, costum popular și modul în care a prezentat materialele pe scena festivalului. Pentru că sunt alături de o parte din colegii mei care scriu și au un condei frumos, atât în jurnalistică cât și în poezie, atât în ai cât și Vasile Luca, pe care îl citesc mereu, apare scrierile dânsului și admir foarte mult profunzimea textelor dânsului, mai ales în cântece, pentru că are foarte multe cântece. Am primit un material și l-am audiat complet de cântece, așa, și tuturor colegilor care am ocazia să fiu în emisiune. Pentru că am primit un dar, vreau să dau și eu un dar, atât CD-urile, cât și o carte pe care eu m-am prezentat-o, dar la tine în emisiune niciodată. Este vorba de folclor de pe Valea Târnavelor, împreună cu conferențiar doctor abilitat Lucian Emil Roșca. Mi-a fost îndrumător atât la licență cât și la masterat. Carte care vine după o cercetare făcută în 1930, deci foarte mulți ani în care nu a mai scris nimeni, nu a mai cules cântece, obiceiuri din zona noastră, iată că a apărut această carte, vă dăruiesc cu drag. Mulțumesc din suflet. Mai trebuie să mulțumesc pentru ceva, faptul că sunteți nașa de la Nașul TV, care l-ați nășit în sensul, între ghilimele, pe Cristian. E prima lui apariție televizată, a fost într-o emisiune de-a dumneavoastră. Iată, am un finuț așa de scump. Da. Și vreau să vă spun că începând din prima clipă când am văzut modul în care realizați emisiunile, am în gândul meu s-a înfiripat următorul lucru. Iată, unul dintre puținii realizatori de emisiuni de folclor care se dăruie complet. Adică emoția este maximă, iubirea față de cei din platou, dar și față de cei din spatele camerelor de luat vedere, din spatele micilor ecrane. Și cred din tot sufletul că această emisiune va dăinui pentru cât toată Dumnezeu putere și vă urez să aveți... Cât mă ține Dumnezeu cu sănătate! Frumoase! Să fim împreună, să fim împreună într-un frumos pentru cei care iubesc frumos. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Să dăm microfonul la o altă doamnă aici lângă mine, o doamnă frumoasă, care vine de aici, din Târgu Mureș, Aurica Huzum. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să mă aflu împreună. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc din suflet pentru strop de credință și îmi doresc să-i pot revărsa sub formă de lumină asupra celor din jurul meu. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat întotdeauna, când ați venit pe meleagurile noastre. Eu vă cânt din suflet și pentru suflet. Îmi cânt dorul
supărarea, necazul, speranța. Mă rog doar la Dumnezeu să ne dea putere să ne ducem cruce, așa cum spun într-unul din cântecele mele. Ți-am ascultat cu atenție repertoriul tău și am văzut că piesele tale îți descriu oarecum viața ta. Te ocupi tu de aceste texte? Așa este. Deci eu îmi scriu textele și linia melodică tot eu mi-o. Bravo! Felicitări! Deci este viața mea. Cântecele mele, dacă mi-asculți cântecele, îmi cunoști viața mea. Voi cânta un cântec dedicat mamei mele, măicuță cu gânduri bune și nu numai ei, tuturor femeilor din lumea întreagă. Deci, dragii mei, cei care ne ascultați, iată, cântece în cinstea femeilor, dar în special mamelor, pentru că mamele sunt sfinte și este atât de frumos până avem mamele lângă noi și nu pleacă sus la cer. Este extraordinar să ai mama, să ne binecuvinteze pe toți și pe toate mamele din lume, să le binecuvinteze Dumnezeu. Doamne ajută, așa să fie. Voi încheia și voi spune Dumnezeu să coboare asupra noastră multe daruri cerești. Și asupra noastră a coborât că noi trebuie să mulțumim la Dumnezeu cei care ne aflăm aici, pentru că este un dar ceresc faptul că putem să cântăm. Îmi place această expresie, o folosesc. Foarte. Și întotdeauna cu orice persoană mă întâlnesc, îi doresc ca Dumnezeu să pogoare asupra fiecărui om multe daruri cerești, pentru că fără daruri cerești suntem nimic. Darurile cerești vin din dragoste de Dumnezeu. Mulțumesc, Aurica dragă! Să ai sănătate și te mai aștept și de altă dată și Dumnezeu să-ți dăruiască multă putere să mergi înainte, pentru că așa trebuie, cu bune, cu rele, fruntea sus și cu gândul la Tatăl Ceresc vom fi biruitori. Domnul Luca mai vrea să ne spună ceva? Da, vroiam să vă spun, dragi telespectatori și prieteni, colegi de cântec, eu sunt redactor la această revistă, îi se spune Cadran Știri Mureșene. Lucrez de mai mulți ani, de fapt fac parte din Uniunea Ziariștilor Profesioniști și pe lângă asta scriu și eu poezie, sigur. M-am apropiat de doamna Eugenia, innat cu pioșenie și cu o dragoste nețărmurită, gândindu-mă la faptul că am cunoscut-o mai mult prin cântec. Doar, hai să zic așa, într-o emisiune anterioară, am avut prilejul să o cunosc. Cum o cunosc și de atunci, cred eu, mi-a rămas la suflet. Și este dragă, o prețuiesc, pentru că cu adevărat plină de frumusețe, o frumusețe interioară care, cum să zic, parcă emană prin felul dânsei de a fi, în jurul ei atâta drag. Sigur că am prezentat cartea Strop de Credință din Dar Dumnezeiesc, fiind la Cluj, și m-am oprit, cum v-am spus, cu pioșenie și cu dragoste asupra acestei cărți, care, după câte am înțeles, este a doua carte și ne arată frumusețea cuvântului poematic în ceea ce a scris. Doresc unei poete născută, pot să spun, cu acel drag, să-i dea Dumnezeu putere să ducă mai departe misia pe care o are, aceea de căutător de frumos, dar în același timp să se apropie tot cu acel drag cu care a fost înzestrată, să scrie mai departe, pentru că este un izvor nesecat de frumos. Și lucrul ăsta mă face să cred și am convingerea că așa va fi. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să mai auzim și să o vedem în fruntea atâtor emisiuni, atât în zona televiziunilor, pentru că după cum am văzut are emisiuni căutate, cu rating mare și mă bucur că printre acei oameni apropiați dânsei, mă bucur și eu. Iar legat de 1 martie, desigur și eu am cele mai sincere și mai frumoase sentimente legate de dragele noastre, să le dea Dumnezeu
sănătate și să ne fie aproape la mulți ani tuturor femeilor. Doamne ajută la mulți ani! Dragii mei, mă bucur că sunteți iată aici lângă mine. Îmi faceți parte din viața mea, v-am pus acolo în inima mea și nu mai scoate nimeni dragostea ce am pentru voi. Vă consider ca și frații mei și suntem frați în Hristos. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, pentru dragostea ce mi-o dăruiți, pentru că o simt așa cum vă dăruiesc și eu dragoste. Și sigur că bunul Dumnezeu să mă țină cu sănătate, să pot să fac ceea ce trebuie făcut pentru folclor, adică cu oameni special cum sunteți și în toată țara pe unde mă duc întâlnesc oameni care, iată, ținem flacăra vie a folclorului, care este oarecum emblema poporului român. Ne putem mândri, iată, cu costumele grăitoare, fiecare în coloritul lor, dar și cântecul pentru poporul român se aseamănă cu o rugăciune, pentru că trăim ceea ce cântăm. Așa cum am spus, vă doresc multă sănătate, să ne țină Dumnezeu vocile ca să putem să mai aducem mândrie poporului nostru, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă doresc sănătate multă, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multe daruri cerești și să nu știți în viață ce este greu, să nu știți ce sunt supărările, ci să știți doar de bucurii. Să aveți multă credință, pentru că prin credință vom birui totul. Rămâneți cu noi, dragii mei!